Fiului și al Sfântului Duh. Iar Maria a păstrat toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 19. Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioșii Preacucernici Părinți, Domnule Prefect, Domnule Președinte al Consiliului Județean, Domnule Primar, onorate oficialități, iubiți frați și surori, a doua duminică de Crăciun este dedicată Maicii Domnului. De aceea mi-am și început cuvântul cu versetul acesta din Evanghelia după Luca. Maria a păstrat toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. La început, Sfânta Scriptură a fost scrisă în grecește. De-abia mai târziu, fericitul Ieronim a tradus-o și în latinește. Și ne spune istorisirea vieții lui că fericitul Ieronim făcea această lucrare de traducere a Sfintei Scripturi din grecește în latinește într-o peșteră aproape de locul unde s-a născut Domnul Iisus Hristos, în Betleem. Peștera respectivă și astăzi se găsește sub Bazilica Nașterii. Și în momentul în care fericitul Ieronim a ajuns cu traducerea la Evanghelia după Luca, la capitolul 2, începând cu versetul 13, a avut un moment de trăire aparte. Iată ce scrie aici. Deodată s-a văzut împreună cu îngerul mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Iar după ce îngerii au plecat de la el la cer, păstorii vorbeau unii cu alții: să mergem, dar, până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Dumnezeu ni l-a făcut cunoscut. Și grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul grăit lor despre acest copil, încât toți câți auzeau, se mirau de cele spuse de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Fericitul Ieronim a căzut în extaz. Și parcă vedea Evi acum vin păstori în fața ieslei din Betleem și se proștern în fața Domnului Iisus Hristos, mititel în fășețel. Cum îi aduc darurile lor? I se părea că îi vede pe îngeri, umplând toată slava cerească și cântând slava lui Dumnezeu întru cei de sus și pe pământ pace și între oameni bunăvoire. I se părea lui Ieronim că vede cum vin cei trei crai cu daruri bogate, cu aur, cu smirnă, cu tămâie. Și copleșit și socotindu-se nemernic, păcătos, și neavând ce-i da și el pruncului Mântuitor, i-a zis: Doamne, toți te copleșesc cu daruri și eu nevrednic, cu ce să-ți dau ție? N-am nimic. N-avem nimic, pentru că toate cele avem de la el sunt. Și pruncul Mântuitor i-a spus lui Ieronim: Ieronime, dă-mi
păcatele tale. Cuvântul acesta este cu tâlc, pentru că și noi, covârșiți de bunătatea Lui și întrebându-ne ce i-am putea da Lui, cam așa am putea răspunde: Doamne, noi îți dăm păcatele noastre. Și totuși de Crăciun, darul pe care îl aducem noi Domnului Iisus Hristos este unul minunat. Darul nostru de Crăciun pe care îl aducem Domnului Hristos este Maica Domnului. De aceea Sfânta Biserică, a doua zi de Crăciun, o sărbătorește pe Maica Domnului. Pe calendar scrie Soborul Maicii Domnului. Și nu numai că scrie pe calendar, dar și slujba de astăzi subliniază acest mare adevăr, că noi o aducem ca dar Domnului Hristos pe Maica Domnului. Iată ce zice o cântare de la Utrenia de astăzi. Ce vom aduce ție, Hristoase, că te-ai arătat pe pământ ca un om pentru noi? Fiecare din fapturile cele zidite de tine, mulțumire aduc ție. Îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peștera, pustiul iezea, iar noi pe Maica Fecioara. Auziți, noi îi aducem Domnului Iisus Hristos pe reprezentanta noastră, pe Maica Fecioară, reprezentanta neamului omenesc. Pe Maica Domnului îi aducem Domnului Iisus Hristos de Crăciun. Noi nu putem concepe Crăciunul fără Maica Domnului. Nu-L putem concepe pe Domnul Hristos despărțit de Fecioara Maria. Noi i-o dăruim Lui pe Maica Domnului, iar Maica Domnului ni-L dăruiește nouă pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, pe bună dreptate, închinătorii noștri cu minți au alcătuit și versul și zic: scară dacă nu era, Domnul nu se pogora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori, tu ești raiul prea frumos care-i tras pe Domnul jos. Prin Maica Domnului, Mântuitorul Iisus Hristos a făcut om și a asumat firea noastră, ca nouă să ne dea posibilitatea să ne îndumnezeim. Ea ne-L dăruiește pe Domnul Hristos, dar prin rugăciunile ei ne și binecuvintează toată viața. Nu putem concepe Crăciunul, nu putem concepe pe Domnul Hristos fără Maica Domnului. Ne-L dă pe Domnul Hristos, dar ne și binecuvintează prin rugăciunile ei. De aceea e gingaș modul în care folclorul nostru ne redă legătura dintre Maica Domnului, Domnul Hristos și întreg cosmosul. Vă dau doar o frântură de colindă din miile de colinzi culese din Munții Apuseni de către profesorul Ioan Bocșa. Și iată ce zice un crâmpei de colindă: și cum naște Maica Sfântă, vin îngeri din cer și cântă, ies de acea cu fânt pe jos, se preface în rai frumos, iar grajdul dobitocesc în palat împărătesc. Boii blânzi la ea privesc și suflând o încălzesc. Odihnită Maica Sfântă, din grai astfel le cuvântă: boulenii mei iubiți, binecuvântați să fiți și de mine pe pământ, și de Dumnezeu cel Sfânt. Voi la mers, să aveți pas lin, la mâncare sați de plin. Așadar, de Crăciun,
îi aducem ca dar Domnului Iisus Hristos pe Maica Domnului și Maica Domnului ne-l dăruiește nouă pe Domnul Iisus Hristos mai mult decât atât. Nu numai că ne-l dăruiește, dar se roagă pentru noi și ne binecuvintează, așa cum a binecuvântat natura, așa cum i-a binecuvântat pe boii de la Betleem. Și totuși, pe lângă Maica Domnului, și noi îi mai putem face Domnului Hristos un dar. Și darul acesta, pe care îl putem face Domnului Hristos, este inima noastră. Nu zice una dintre colinde intitulată, chiar așa colindița, și eu mică floricea, îi aduc inima mea. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, se roagă lui Dumnezeu ca noi să fim în stare să-i dăruim inima noastră. Iată ce zice Sfântul Pavel. Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ, să vă dăruiască după bogăția slavei Lui, ca să fiți puternic întăriți prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru și Hristos să se sălășluiască prin credință în inimile voastre. Ce urare mai frumoasă ar putea fi decât aceasta de Crăciun? Ca inima noastră pregătită, curățită, primenită, să-L primească pe Hristos, să-I dăruim inima lui Hristos. Așadar, a doua zi de Crăciun este dedicată Maicii Domnului. Nu-L putem înțelege și concepe pe Domnul Hristos fără Maica Domnului. Regretăm că sunt creștini care s-au rupt de biserică și care nu mai cinstesc pe Maica Domnului. A doua zi de Crăciun îi aducem dar Domnului Iisus Hristos pe Maica Domnului. Și Maica Domnului ne-l aduce dar nouă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iar noi, pe lângă acest dar, care este incomparabil cu alte daruri, îi aducem Domnului Iisus Hristos și inima noastră. Acesta este gândul pe care, iubiți frați și surori, am vrut să vi-l împărtășesc în a doua zi de Crăciun, când avem bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră aici la Unirea, unde cu ajutorul lui Dumnezeu se face o lucrare misionară și edilitară de calitate. De aceea îl felicităm pe Părintele Paroc și pe dumneavoastră, pe toți, și îl rugăm pe Dumnezeu să vă dea putere și sănătate ca să terminați această lucrare frumoasă și atunci să ne întâlnim și la sfințirea ei. Amin. Sărbători fericite!